Ion Chiș din Piatra Olta a avut semănată cu grâu în acest an peste 800 de hectare. Aproape jumătate din suprafață a fost reierată, producția medie obținută fiind una mulțumitoare, mai mare decât anul trecut. 840 de hectare am avut însămânțate cu grâu. Și cât ați reușit să reierați până acum? Cam care e producția medie? La ora actuală avem 480 de hectare recoltate, undeva la 6 tone media, până acum. Mai bună, mai rar decât anul trecut? E mai bună în față de anul trecut, dar la preț, vă dați seama, anul trecut a fost producția undeva la 5.000 și anul ăsta e undeva la 6.000 și, dar la prețul ăsta, vă dați seama că e aproape la jumate față de anul trecut. La nivelul județului Olt, campania de traierat la grâu se apropie de final. Fermierii au reușit să pună la adăpost aproape 90% din producția obținută de pe cele 130.000 de hectare însămânțate în toamna trecută. Dintr-un total de 130.460 de hectare însămânțate cu grâu la nivelul județului Olt, peste 110.000 de hectare la momentul respectiv sunt recoltate. Producțiile medii obținute sunt undeva la 5.000 de kilograme la hectar, dar avem interval între 4.000 de kilograme și 8.000 de kilograme recoltate la hectar. În ciuda producției mulțumitoare, fermierii se tem că vor încheia anul agricol, în cel mai fericit caz, pe zero din cauza prețului extrem de mic cu care reușesc să valorifice grâul obținut. Producțiile sunt bune și la celelalte cereale însămânțate toamna trecută. Problema o reprezintă tot prețul, care este aproape la jumătatea celui cu care reușeau să vândă în 2022, în aceeași perioadă. Cheltuielile sunt mari, că am luat îngrășămintea în toamnă și am luat-o la prețul care a fost la 5.000 tona, cât a fost tona. Și mulți au făcut așa, n-am știut cum o să scadă, în fine. Inputurile sunt mari. Deci cheltuiala la hectar se duce undeva spre 5.000 la hectar. Asta înseamnă ce cost pe kilogramul de grâu și cu cât îl puteți vinde în momentul de față? În momentul de față, sigur, nu știu, că nu mă ocup eu personal cu treaba aceasta, dar la 6 tone la hectar, cred că ne scoatem cheltuiala, atât. Avem producții mai mari față de anul anterior, undeva la 4.000-5.000 de kilograme la hectar, prețul fiind undeva între 80 de bani și 1 leu și 10. La rapiță? La rapiță, undeva la 95% din suprafață, avem o suprafață de 17.000 de hectare, undeva în 95% din suprafață este recoltată. La momentul respectiv, prețurile din datele colectate de la fermier sunt undeva între 1 leu și 70 și 1 leu și 90. Grâul se vinde în acest moment cu prețuri cuprinse între 0,75 și 1 leu și 30 de bani, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, la traierat se oferea 1 leu și 75 de bani pe kilogram.